Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, din nou la Open TV. Săptămâna trecută v-am cam stresat cu prezența. Începem și săptămâna asta în forță. Sponsorul emisiunii Scurt pe 2 este firma Morello, o investiție de peste 2 milioane de euro în municipiul Giurgiu, napolitane, foi de napolitane, produse dulci oricum, dulci și prețul încă e dulce, prețul la aceste produse. Invitatul de astăzi, v-am anunțat încă de astăzi dimineață, invitatul de astăzi este omul de afaceri, fostul primar al municipiului Giurgiu, domnul Nicolae Barbu. Bine ați revenit, domnule Barbu. Bine am revenit la dumneavoastră și mulțumesc pentru invitație. Voiam să au precipitat evenimentele și voiam să stăm de vorbă, să lămuriți niște lucruri. Ați văzut filmul Uite cine vorbește? Uite cine cu cine vorbește acum. Aia da, e următoarea. E următoarea. Uite da. Cine, nu. Eu spuneam de uite cine vorbește. După aia uite cine cu cine vorbește, vorbim noi doi aici. Dar Uite cine vorbește a fost primul film. Și mi-a venit așa o paralelă în minte între filmul ăsta și niște declarații ale primarului Adrian Anghelescu, primarului în funcție. Da, aș merge în altă formă. Era o emisiune la ProTV. Copiii spun lucruri trăznite. Da, una moderată de Ianțu. Da, Ianțu, da. Da. Domnul Acum Anghelescu, are un alt moderator. Da. Domnul Anghelescu condamna Comunie Proletară boicotarea ședinței de îndată, sau a extraordinare și a ședinței de îndată, prin care s-a prelungit cu 3 luni contractul cu Libertrans. La un moment dat spunea și citez: consilierii PSD și Pro-România care au lipsit să spele rușinea cu proxima ocazie. Eu vreau să nu-l spăr rușinea, ci vreau să aduc argumentele pro și contra. Păi, unei decizii care să tot odlungește așa și zic eu că își va găsi o finalitate foarte urâtă. Greu să spun lucrul acesta și nu mi-aș dori lucrul acesta, dar faptul că pe zi ce trece toți consilierii PNL care făceau parte din structurile de conducere, că se numesc AGA, sau Consiliul de Administrație, ușor pleacă dintr-acum, de bunăvoie, dându-și demisia, spune ceva. Al treilea și acela e incompatibil. Incompatibil, da. Deci să-ți plece două cadre militare, oameni cu verticalitate, oameni cu altă constituție decât oamenii politici. Adică prima dată a plecat domnul Milan, care a spus, da, mă retrag, îmi dau demisia, nu vreau să mai fiu, din motive personale. Tot la fel, militar, domnul Pană, care a fost comandantul garnizoanei Giurgiu, un om cu experiență și cu maturitate și cu, ce pot să spun, cu o constituție militară, și-a dat demisia. A zis, domnule, nu-mi pare rău, nu dau nume, nu spun, dar mă retrag. Acum mai nou pleacă și Kiran Adrian Dâncea. De ce oare pleacă toți? De ce oare? Toți liberali? Toți liberali? Bine, că toate au fost liberalizate. Da. De ce pleacă toți? Pentru că ceva e putred în Danemarca la Tracum. Ceva se întâmplă acolo. Ceva nu se întâmplă acolo. Și cred eu că undeva, cândva, o investiție de 4 milioane de euro în autobuze care zac, mai mult de 4 milioane, aproape 5 milioane de euro în autobuze care zac pe undeva, pe aici, pe acolo, bani europeni. Sunt în zona. Eu zic că dacă erau bani locali, aveau o problemă. Curtea de conturi sau alte instituții s-ar fi sesizat. Dar la bani europeni, problemele sunt mult mai grave. Iar da, 2 ani aveau. Doi ani, pentru că, da. Bine, am înțeles că le-a dat o prelungire, dar le-a dat o prelungire tehnică pe motor, pe nu știu ce. Dacă au intrat șobolanii, șoarecii,
și mai vine o iarnă peste ele și mai intră șobolanii pe acolo și mai rod niște firicele subțiri de fibră sau nu știu ce, pentru că erau, cum să zic, computerizate, informatizate aceste calculatoare la maxim, aceste calculatoare, aceste autobuze la maximum, pentru că intră într-un program de informatizare online cu tot, cu stații moderne în care se apară prin GPS. Deci dacă un șoricel mic și nesăbuit rupe niște fire pe acolo, să joacă cu niște fire, eu zic că vor fi probleme mari. Cine plătește? Nu cred că turcul plătește. Cred că municipalitatea va plăti pentru toate aceste bâlbe din perioada aceasta. Iar acum, dumnealor, în loc de la sloganul dezvoltăm România, dezvoltăm Giurgiu, trecem la sloganul scoatem cartofii fierți și din castanele fierbinții cu mâna consilierilor altora decât peste. Nu, sunt PNL, le-am asigurat vorumul cu un viceprimarul care e pro-România, au ALDE care vine tot în PNL, deci au, aveau. Trebuia să-și asigure quorumul. Așa mi se pare corect ca un primar să, cu oamenii lui să-și asigure, să-i spune, bă, nu te duci, că avem ordinară. Nu te duci, că avem extraordinară. Și să-și asume responsabilități. Adică eu, președintele organizației municipale a PNL, trebuia să-i impună. Bă, trebuie să fie aici. Da, nu știu, domnul, am domnul eu, primar, domnul... problema comunității. Da. Adică nu ia PNL-ul, ia pro-România și PSD. Da, domnul Barbu, spuneam de uite cine vorbește, pentru că au scris colegi de-ai mei, m-am documentat și eu, prezența domnului Anghelescu ca și consilier în mandatul 2016-2020. De aici uite cine vorbește. 70% absent. Din procesele verbale ale ședințelor în 2016. Au fost 13 ședințe, a absentat de 6 ori. În 2017 au fost 31 de ședințe, are 12 absențe. În 2018, 24 de ședințe, 13 absențe. În 2019, 16 ședințe, 10 absențe. Asta în situația în care pe site-ul primăriei lipsesc niște procese verbale. Nu, deci trebuie să faceți, dacă tot vreți să faceți o statistică, eu am cam făcut vreo 2 ani în facultate de statistică economică, dacă tot vreți să vedeți câte, la câte a participat la extraordinare. Acolo este jalnic, acolo cred că n-a participat nici 10%. Nu știu dacă a fost la vreuna. Pentru că, nu, a mai fost, dacă era pe aici a mai fost. Ce, oricum, dar mai la extraordinare nu venea de fond. Nu venea, s-a asigurat quorumul din cei de la PSD. Deci nu era o problemă mare și nu cred că i-a imputat cineva și nu cred că i-a calculat cineva absențele conform noului cod administrativ. Că noul cod administrativ spune că dacă ai mai mult de 3 absențe consecutive nemotivate, nu i-a motivat nimeni, nici nu le-a cerut. Acum am văzut că doamna secretar cerea nemotivat, motivat, nu o să ajungă la excluderea vreunui consilier că n-a participat. Da. Haideți să trecem la ședința de îndată, ședința de boicot, cum a numit-o. Da, unde copiii spun lucruri, unde copiii spun lucruri trăznite. Haideți să vedem un video, da. Haideți să vedem. Vă mulțumesc pentru timpul acordat astăzi pentru problema noastră foarte importantă, respectiv transportul public local. După câte ați constatat sau nu, în baza unor declarații publice, PSD-ul a ținut să boicoteze această ședință, să ne pună în imposibilitatea de a acorda cetățenilor un contract și menținerea activității pe lunile care urmează, iar propunerea era până când încearcă această societate Tracum să pună în activitate și nu este așa de ușor în condițiile în care fosta administrație PSD a distrus societatea Tracum. Chipurile a salvat-o prin vânzarea la jumătate de teren. A distrus-o însăși și cu perspectiva pe care a avut-o asupra transportului public în comun atunci când s-a gândit ca să pună carul înaintea cailor. Noi nu facem astăzi decât să îndreptăm erorile și greșelile fostei administrații. Plecând de la împrumutul pe care l-a dat peste gap și l-a răstogolit cu finanțare pe 24 de luni, gratis, fără să plătească nicio rată, prima rată plătind-o noi în administrația actuală, în noiembrie 2020, și nu e ușor să asiguri 11 miliarde de lei vechi lunar, numai datorită roborului a crescut rata cu 2 miliarde. Le mulțumesc pe această cale consilierilor absenți nemotivați,
totuși sper să-și piere rușina într-o viitoare ședință. Așadar, uite cine vorbește. Nu, eu rămân totuși la acea remarca mea, copiii spun lucruri trăznite. Da? Pentru că tot ceea ce a spus astăzi, cu respectul cuvenit demnității de primar, dar omul Anghelescu a spus numai și numai prostii și balivernele. Nimic care să fie ancorat în datele clare și eu zic că am venit pregătit cu ce trebuie. Haideți ca să explic. Hai să facem o istorie. Toamna lui 2012, când ați venit dumneavoastră. Nu, istoria lui Tracumu, începe în partea mai așa, începe cu 2010, dacă nu mă înșel, eram consilier 2010 sau 11, când este schimbat din funcția de șef al pieței Ovidiu Andrei, cu tantam mare, că l-a găsit, nu știu cum, primarul Ilescu. E o ședință mai spumoasă, așa, în remarci, în stilul domnului Lucian Ilescu. El era mai slobă de gură, l-a făcut în toate felurile pe Ovidiu Andrei, ca peste vreo 3 luni, 4 luni, să-l pună șef la Tracum. Din șeful pieței, șef la Tracum. Și atunci am avut o remarcă, domnule, dar parcă în acum 3 luni ne spuneai că Ovidiu Andrei ăla care e așa. Acum l-a spălat bine în partid și l-ați adus la Tracum și a zis, nu, domne, că dânsul să pricepe la Tracum. Ok. Vin în 2012, știam situația Tracumului după vremea când era, pentru că nu îi se plăteau de la primărie la vremea respectivă gratuitățile. Ne primim gratuitățile, făcea datorii. Și a tot făcut datorii la bugetul de stat, până când în 2012, când am venit primar, ne-am trezit că i-a blocat conturile, la câteva luni după ce am venit, i-a blocat conturile ANAF-ul și a pus sechestru pe autobuze. Alea vechi, antice, ciobite, sparte, vai mama lor, dar sechestru și nu mai putea. Începuseră să le scoată la vânzare. Atunci am chemat directorul și am zis, domnule, hai să facem o reeșalonare. Hai să vedem, o rescadențare, o reeșalonare. Permitea, venise guvernul Ponta și permitea o rescadențare a datoriilor, o reeșalonare. Am făcut la finanțe reeșalonare, am reușit să îi asigurăm sursele ca să-și plătească 15.000 de lei pe lună plătea rate, tocmai ca să poată să meargă mai departe. Din banii care aveam să-i dăm, îi puneam deoparte și spuneam, ăsta plătești ratele. Și ne-am trezit că acel contabil că care l-au aveam, domnul Vladu se ocupa minut, da. Deci cifră cu cifră. Și ne-am trezit că dintr-o dată, după ce a trecut aproape un an, că ne vine o somație de la ANAF, că li se încheie acea eșalonare datorită faptului că nu și-a plătit datoriile curente. Și am zis, bă, dar nu se poate, noi v-am dat bani tot timpul. A, păi și am uitat să vă spunem că noi n-am mai plătit de vreo 5-6 luni, n-am mai plătit TVA-ul. Păi și ce-a făcut cu bani? Deci noapte TVA-ul trebuie să ne spună, domnule, ne trebuie și bani de TVA. Noi plăteam doar scadențarea acelei eșalonări. Și de momentul ăla n-am putut să facem nimic, am vorbit la nivel de conducere, a zis, dom'le, legea spune clar, dacă nu-ți plătești 2 luni la rând datoriile curente, pierzi rescadențarea. Au pierdut rescadențarea și automat singura șansă era să intre în insolvență, pentru că altfel dacă nu intra în insolvență în reorganizare, li se punea sechestru pe tot și închideam transportul local. Până se va face o altă licitație, ne trebuia un respiro. Respiro era această intrare în insolvență. Cine era director? Că aici vreau să ajung. Cine era director și toată conducerea de administrație a Tracumului? Ovidiu Andrei. Ovidiu Andrei, același liberal dinainte, actualul liberal. Deci Ovidiu Andrei a asigurat atât conducerea Tracum, cât și administrarea judiciară pe perioada cât a fost în insolvență. Deci când intri în insolvență, Consiliul Local, acționariatul nu mai are nicio putere. Intervine lichidatorul și cu administratorul judiciar. Lichidatorul a fost o firmă din Giurgiu, o persoană din Giurgiu autorizată, iar administratorul judiciar a rămas în continuare Ovidiu Andrei. Ovidiu Andrei care îl regăsim acum pe lista Consiliului de Administrație. Și aș vrea să-mi puneți poza cu Tracum 3. Este Ovidiu Andrei, același om care a avut și conducerea Tracum, același om care a și luat decizia să intre în insolvență, același om care a fost administratorul judiciar și a decis cu lichidatorul, că ei decideau, nu Consiliul Local, vânzarea activelor Tracum, și același om îl regăsim acum în Consiliul de Administrație care decide soarta Tracum. Domnule primar, PSD n-a fost niciodată în conducerea Tracum.
PSD și aici o spun. E camera. Da, da, și o spun cu același aplomb cu care o spunea un cuc de la Cotroceni când ieșea seara și ne la spunea la ora 6, cucul de la ora 6, PSD este de vină. Vreau să vă schimbați un pic optica, nu PSD este de vină, ci toată administrarea liberală care a fost la Tracum îi se datorează situația. Și cea trecută, și cea care a lucrat, și cea prezentă. Pentru că cea prezentă este mai catastrofală, domnule primar. Este mai departe de orice activitate. Și ce trebuiau să facă ei? Conducerea actuală. E de câteva luni bune. Acum aflu că am pus noi boi înaintea, am pus noi carul înaintea boilor, domnule primar, nu a cailor. Boii erau cuvântul tradițional, pentru că boul e ăla care trage așa. Ce s-a întâmplat? S-a pus o nouă conducere. Aveam un administrator, trei paznici și un contabil cu jumătate de normă și s-a mai pus un director. Încă 15.000 de lei să dă acelui director, un tânăr care n-are nici în clinici în mânecă, chiar am citit și-o despre el, am intrat pe site. Deși se spune că tinerii sunt de perspectivă. Da. Nu știu, trebuia să-i se plătească și lui niște datorii din campanie și l-a pus director la Tracum. Cum să vii tu și să ai doi directori plus un contabil și să n-ai un birou unde să-și desfășoare activitatea? Am impresia că oamenii au plecat tocmai din considerentele astea. Bă, ăștia n-au niciun birou. Ăștia iau banii degeaba acolo. Și să nu fii în stare, deci cu doi directori, să nu fii în stare ca timp de un an și ceva, cât ai avut o scutire a statului pentru branșamente, pentru gaz, energie electrică, doar să depui o cerere, domne. O cerere trebuia să facă directorii ăștia doi. Să se ducă o cerere la gaze și la Enel și să primească gratuit branșament. A fost o lege în vigoare din ianuarie anul trecut până în martie anul ăsta. Deci puteau să o facă gratis. N-aveau nevoie decât de două hârtii. De un leu, cum se spune, cum era vorba românească. Deci de două hârtii a patru, domnule, așa, o cerere tip, o semnau și o depuneau atât. 12 lei sau nu știu cât costa cererea aceea. Și aveau gratuit de către furnizor branșamentul la energie și la gaz. Acum se spune, n-am avut bani, eu am văzut motivarea hotărârii. Și spune, n-am avut bani să facem aducțiunea de gaz. Și ce faceți cu gazul, fraților, acum? Copilul ăsta. Și mie îmi pare rău că e băgat și norul Sănișteanu, care e un profesionist. Dar am impresia că între atât liberal nu prea are cuvânt de spus. Pentru că el vine din tot pe dreapta, dar o dreapta altfel. O dreapta care nu prea mai e acceptată la Giurgiu, a PDL-ului. Ce ați făcut atâta timp, domnilor, de nu ați fost în stare să faceți aducțiunea? Și ce faceți cu gazul? Că aud o gogoriță în care spune unul, facem aducțiunea de gaz ca să alimentăm autobuzele. Păi am înțeles că se încearcă o improvizație, cu o firmă care ar lega un compresor la conducta de gaz. Domnul Iaconescu, aș fi cinic dacă aș da replica cu care a dat ăștia las fierbinți. Păi ești nebun? Băi ești prost? Cum să faci racordul din gaz la 4 bari pe o instalație de gaz natural comprimat care lucrează la 200-250 de bari? Cum să aduci un compresor din câmp și să-l pui la o conductă când ea este o instalație monobloc conform prescripțiilor TPED europene și funcționează în niște condiții? Nu e de capul tău, am adus, îmi pun un compresor și bag cu pompa și bag gaz în buteliile. Deci n-au noțiuni. Sunt directori de un an jumate, încasează 15.000 de lei pe lună. Doamne, 15.000 sunt 3.000 de euro. 3.000 de euro îi costă Tracum și municipalitatea, că banii vin de la primărie și la primărie vin de la populație. Îi costă pe fiecare director. Doi directori, 30.000. Plus trei paznici și ăsta, să duc, trei paznici și o femeie, au duncă 20.000. Deci 30.000 au cheltuieli cu salariile de 50.000 de lei pe lună. 500 de milioane fără să facă nimic. N-au birou, n-au nimic. Și aruncă vina pe PSD și pe fosta guvernare. Hai să fim realiști. Ajunge odată cu ipocrizia asta să venim zi de zi și să dai vina pe vechea administrație. Am tăcut un an jumate. I-am spus, domne, are dreptul și normal, este normal să se așeze, să-și pună oameni, să-și pună consilieri, să-l învețe unde nu știi, să-l tragă de mânecă, să ia decizii, să explice acele decizii. Dar nu poți să vii
după, ca la președintele țării, după 8 ani de zile să dai vina tot pe PSD. Acum văd că și-a, președintele și-a argumentat până la urmă și-a moderat un pic. Observ că s-ar putea ca și domnul Anghelescu să nu mai fie așa vehement față de PSD, pentru că au avut o discuție la nivel de PSD să facă alianță și la municipiu. Alianța cu Pro-România nu funcționează, că vezi, Doamne, noi votăm pe bandă rulantă toate inepțiile și dintr-o dată facem înțelegere cu PSD-ul, numai că nu cred eu că PSD-ul va fi atras într-o cursă și să se ducă cu acest balast pe topoganul încrederii politice Giurgiuvene. Da, da, da. E nu poți să vii tu PSD-ul la 2 ani după ce ai făcut Zdrențe orașul, ți-ai bătut joc de toate proiectele europene, de toate lucrările din oraș, de toate investițiile care erau, ți-ai bătut joc de toate școlile din municipiu, le-ai ținut în online și în frig copiii și părinții și profesorii, nu le dai nici bani să-și organizeze toate examenele și tot ce au, și dintr-o dată trebuie să vină PSD-ul ca să facă ce? Să fie părtaș la această prăbușire a administrației locale? Eu nu cred. Probabil dai treaba că, lor, vor lua decizii politice. Condiții, vor fi decizii politice, da. Și asta nu mă bag. Imediat revenim și la școli, dar să terminăm cu Tracumul. Care e situația domnului Chiran Adrian? Și o să rog să pună pe ecran Tracum 4. 4 da, păi una la extraordinară... Nu, Tracum 5. 5, te rog. Da, la extraordinară era și o demisie sau o excludere a lui din CEA pe motive de cazier fiscal. Da. Dar domnul Diaconescu, revin. Cererea, deci hotărârea AGA a fost în 17 februarie 2022. Da. În care se stabilește componență, se stabilește tot. Era domnul Pană și Damian în AGA. În AGA, da. Și să trezesc după 3 luni, deci le-au trebuit 3 luni la 2 directori, că aveau activități multe așa și nu aveau ce să facă, 3 luni, să depună actualizarea actului constitutiv al lui Tracum la Registrul Comerțului și Registrul Comerțului să le spune Xulescu, da. Chiran Adrian nu poate. Nu da, poate că nu poate. Pentru care pe rol soluționare așa, da. Pentru Tracum, numărul așa. Deci 3 luni să depui o notificare... Da. La Registrul Comerțului. O activitate grea. Și atunci arunci că vechea administrație. Nu se muncește deloc la Tracum. Și toți fug de acolo tocmai că le este teamă. Și dacă tot vor să aprobe transportul local către Liber Trans cu prețuri majorate la bilete, cu subvenții majorate, să o facă PNL-ul, dom'le, că ei au zis că dezvoltă orașul. Să-l dezvolte până lor face, l-o pune pe chituci. Nu explic. Am asigurat prin viceprimar, pentru că este în administrativ, au 11 voturi, au trecut. De ce trebuia să scoată castanele cu PSD-ul și cu cei de la Pro-România? Pare rău. Să-și ducă crucea fiecare și păcatul și... Eu știu, nu o să spun incompetență, că nu este. Da, acolo este neștiință. Da, am avut o discuție cu cineva care spunea că ați greșit axându-vă pe școli. Prea mulți bani ați băgat dumneavoastră în școli și, nu știu, cred că persoana respectivă n-are copii în școală. Nu știu. Așa, e adevărat că li s-a spus, cel puțin pe surse, așa am auzit, că li s-ar fi spus directorilor de școli că nu mai sunt bani pentru... știu, rechizitele de la școli pentru cretă, burete și, mă rog, tot ce trebuie. S-a spus trebuie că să dacă nu vor, nu, guvernul, nu, s-a spus mai tranșant. Că dacă guvernul le va da bani până la septembrie, nu vor deschide anul școlar și vor sta în online copii. Păi stau și mă gândesc, ce responsabilitate avem către tânăra generație? Păi dacă noi gândim atât de simplu, n-am bani, să stea anul online. Ce or să ajungă copiii ăștia? Aviatori, când... aviatori, vă spun. În serios. Da. Așa este. Da. Nu, este jenant și îmi pare rău. Deci pot să spun că am investit cât am fost primar și în infrastructură. Și în drumuri, pentru că nu poți să te numești oraș Smart City, oraș european, când tu oamenii mergi și în noată până roie. Dar în școli, eu zic, școli, grădinițe, creșe, am investit cei mai mulți bani decât s-au investit, eu cred că, de la începutul până acum. Adică s-au reabilitat toate unitățile de învățământ, mai puțin 5 care n-au intrat, dar au intrat acum. Adică am lăsat proiect în derulare
Și banii a primit când n-a mai fost un primar pentru ultimele 5 școli. Școala 6, Liceul Economic, școala 3, Nicolae Cartojan. Deci aceste... Întrebarea ei vor intra? Intră, că sunt cu finanțare de la stat și nu știu cât îl se reducă cu diferențele de valori, dar da, aici se vor găsi de preț, da, dar se vor găsi. Am dotat cu mobilier școlar nou toate școlile, toate. A mai rămas școala 1 care avea un program, un proiect frumos de 12 milioane jumate de lei, deci 2 milioane jumate de euro, cu școala 4. Școala 4 a intrat. Și școala 1 n-a intrat prin proiect, paradoxal, o prostie, așa a fost ghidul. Pentru că, de ce n-a intrat școala 1? Nu avea risc de abandon școlar. Era o școală bună. Da, da, da. Păi mă, dacă ajungem noi, stat, să facem ghidul și să dezvoltăm școli proaste, ca să nu avem abandon școlar, iar școlile bune să-i lăsăm pe copiii aia să chinuie, înseamnă că suntem un stat prost conceput, exact ce spuneați, cu gândirea aia care, dacă n-am bani, o să-i trimit în online. Simplu, fără să gândească că băte joci cu destinul unui copil, cu viitorul unui copil. Ce mă deranjează? N-am putut să luăm acel și domnul Muscalu știe foarte bine că este un elev al acelei școli și s-a zbătut și el și înainte. Acolo, da? Au învățat. Și lui îi părea rău că am pierdut acel proiect dintr-o prostie de ghid, dar acum au avut posibilitatea să depună pe PNRR. Au depus toți primarii, au fost 1500 și ceva de școli în țară care s-au depus. Aveau proiectul, aveau SF-ul făcut, trebuia doar un pic actualizat și depus. Nu mai era 12 milioane și ceva de lei. Au fost 15, au fost 18. Dar puteau să-l depună. Nu l-au depus. De ce? N-au avut bani de expertiză seismică. N-au avut 10.000 de lei, 15.000 de lei să faci o expertiză seismică ca să depui proiectul care îl depusesem și n-a intrat. Da, da, da. N-ai avut bani să pui toate clădirile primăriei să poți să le depui. Domnul Băianu m-am uitat și spunea, dom'le, n-am iertat niciun proiect. Noi le-am iertat pe toate. N-am depus decât... A avut trei ansambluri de blocuri. Avem ceva pe PNRR și pe Angel Saligny? Întrebați-l pe domnul primar, dar eu n-am văzut decât trei SF-uri aprobate în Consiliu, pentru că nu poți să depui dacă nu le pun. Da. Pe anvelopare am depus, pe eficiență energetică, am depus, din ce am văzut eu, nu știu cât au luat, că le-au depus târziu, să lansase ghidul, să lansase depunerea și era primul venit, primul servit, adică nu stară cineva după tine. S-au terminat banii, mai intri în rezervă, poate nu ies unii sau alții și atât. Deci am avut sala de sport și internatul de la Maiorescu și am mai avut o grădiniță, dacă nu mă înșel, grădinița Prichindei și atât. Și cred că am mai avut ceva, încă un amic. Și atât. A, nu, și am avut blocurile, 5 blocuri. Alea care... Deci să ai 30 de blocuri cu PT-uri, cu proiect tehnic, decât îți trebuia o actualizare de deviz. Și să nu le depui pe PNRR, unde ai 100%, unde e moca, aici să fim realist. Da, da. Deci, bun, să înțeleg că n-ai avut banii pe păr și spui că, dom'le, nu mai aveam bani, cu toate că s-a aprobat în anul trecut bani. Și are bani credit pe care nu l-a folosit deloc, da, credit cu revolving. Pentru revolving, pentru susținerea și asigurarea cofinanțării proiectelor europene. Deci a luat credit, avea bani și totuși a renunțat la proiectele astea europene. Urât. Sunt bani munciți și cineva, eu vă spun sigur, cineva va da socoteală pentru faptul că au fost scoase unilateral de la finanțare. Și automat cheltuielile nu mai sunt eligibile, adică se suportă din bugetul local, fără avizul și aprobarea Consiliului Local. Aceste proiecte s-au depus cu aprobarea Consiliului Local. Consiliul Local l-a mandatat pe primar să semneze contractul de finanțare, nu l-a mandatat să retragă proiectele. Deci e o problemă acolo urâtă. Dai treaba lor. Da. Bun. Vorbeam de proiecte. Ce se întâmplă cu vaporașul? Știți ceva? Ce se întâmplă cu nava ponton? Care sunt nepuse în funcțiune. Zac acolo de... Ce se întâmplă și cu autobuzele? Unele pe apă, altele pe uscat. Pe astea cel puțin nu le mâncă pești. Dar le mâncă șobolanii și șoarecele. Dar le mâncă rugina în apă, sunt acolo. Da, nu a mâncat rugina. Le ridică și pontonul le curăță. De la Cama. Cu bărcuțele, zac nefolosite. Anul trecut au fost date în custodie. Da, au fost date să folosească alții de ele. Le-a închiriat. Acum să câștigăm e paragin acolo.
E paragin acolo, se degradează totul, sunt nefolosit. Da, ați văzut ceva care să se dezvolte? Eu nu știu. Pe ce se duceau banii înainte și pe ce se duc banii acum, chiar nu știu. Dar nici mă interesează în momentul ăsta. Avem consilier nu mai local. De sumele de bani. Avem consilier local care trebuie să-și pună și întrebarea, nu doar să voteze. Da. Și acum revenim. Ați pus problema de final. Că am vrut să terminăm cu discursul domnului primar când chiar spunea lucruri trăznite. Hai să intrăm în... Și că am fosta administrație PSD are scadențat creditul și acum suntem noi obligați să plătim o groază, 11 miliarde plătim pe lună pentru faptul că atunci nu s-a plătit nimic. Hai să intrăm, că eu știu foarte bine. 24 februarie 2021. Deci, singurul credit pe care eu l-am făcut în 8 ani de administrație a fost un credit de aproape 5 milioane de euro în 2014. Și aveam foarte multe proiecte care n-au mai intrat pe finanțări europene și a trebuit să asigurăm cofinanțări și tot ce mai erau să se termine. Plus asfaltări de străzi, plus tot ce mai aveam, școli, modernizări de școli, tot ce aveam noi. E o listă de investiții. Dar în perioada de 8 ani am rambursat 9. Deci am luat 5 și am rambursat 9. Tot s-a dus mai în jos. În 2017, pentru faptul că veneau foarte multe proiecte europene și ne trebuia finanțare pentru acele proiecte cu dobânda de referință respectivă și de susținut, am rescadențat creditul existent. Credit care, încă o dată vreau să spun, a fost luat de pe vremea domnului Iliescu. Domnul Iliescu, în loc să, sau administrația liberală până în 2012, în loc să depună proiecte europene, a luat credit. Și a luat 21 de milioane de euro credit. Consumați, la sfârșitul mandatului domnului Iliescu, nu mai era niciun ban din credit, deci consumați total. Ce a făcut, s-a făcut. Nu mai mă interesează. Deci nu este creditul contractat de mine. Deci mare, merge mai departe și se plătește în limita surselor care le avem. Și hai să vedem că aceeași practică o face și actuala administrație liberală din de municipiul Giurgiu. În 24 februarie 2021. În 24, deci la 4 luni de când a luat mandatul, rescadențează creditul. Dacă eu am făcut rescadențarea în 2017, s-a împlinit 2 ani când n-am plătit nimic. Să pun pe ecran. S-a împlinit 2 ani în 2019. Deci am plătit și eu destul din creditul, că în 2019 până în sfârșitul 2021 am tot plătit cât am fost. Că asta este. Plătești și de bune și de rele, că sunt ale tale sau nu, plătești că este al administrației. Și se face rescadențare 1. Da, rescadențare. 1. Așa. Și haideți să ne uităm. Că e ușor când arunci cu cifre din astea bombastice așa și spui că vezi, Doamne, nu, vreau să-mi dați pagina 3. Deci aici e pagina 3, unde se vede foarte clar. Și am ascultat și eu acum, cum am ascultat și acum o săptămână, spunând domnul primar că trebuie să plătească 11 miliarde pe lună. Pentru că fosta administrație PSD a rescadențat. Păi eu mă uit că dumnealui a rescadențat de anul trecut, din februarie, și plătește rată 250.000 de lei pe lună și dobândă 150.000. Cu o dobândă de 2,83, adică era roborul 2 plus 83. Acum e roborul 6 plus 83, au 6,83. Să înțeleg că 157, la numai 157, e vreo 300 și ceva, 350 să zic, da? 400 și cu 200, 650. Păi 650, problemă de matematică, e mai mic decât 11. Da. Dar ne place să ne victimizăm. Să dăm cu cifre de alea. Țineți minte când a venit la început mandat și spuneam am 1000 de miliarde, am 800 de miliarde, am 40 și erau 24 de milioane, adică 240 de miliarde. Da. Eu o not aici la finalul rescadențării și o rog rescadențarea 5 care spune economia la rată credit pe 24 de luni este de 627 de mii de lei pe lună. Lunar, da, pe lună, ori 24 de luni. Deci face rescadențare și în 2 ani de zile trebuie să rămână cu bani
față de cât ar fi trebuit să plătească, de 15 milioane, 150 de miliarde. Deci, într-un an, de când a făcut rescade în țara, normal i-au rămas vreo 75 de miliarde. Unde sunt banii ăștia? Că a făcut economie. Da, da, da. Deci, iar dobânda, oricum are dobândă suplimentară de 1.200.000, iar acum are dobândă mai mare că a crescut roborul. Deci, mai spunem ceva? Ce să spui? Dacă nu stăpânești cifre și nu ești obișnuit cu cifre financiare, ia-ți, frate, un consilier și să te tragă de mânecă. Știți cum? În Roma antică, și o spun de multe ori, în Roma antică, marile căpetenii de legiuni, când câștigau, comandanți de legiuni, când câștigau o mare campanie, se întorceau plin de glorie și de sclav și de bogății și nu știu ce. Era peste împărat în momentul ăla. Și pentru că odată a schimbat împăratul, s-a dăduse o lege a senatului în care toate legiunile erau încartiruite la 5 leghe de Roma. Tocmai ca să fie departe și să nu... Da, da, da. Că în momentul ăla de euforie, acel comandant era peste Cezar, peste împărat. Pentru că toată populația pe el îl adula, pe el îl striga numele. Și întotdeauna, și aici vreau să ajung, întotdeauna toți comandanții aveau lângă ei pe acel slugă, acea persoană care îi ținea sulița. Pentru că el ținea cai și atunci când venea cu carul de luptă și ținea sulița. Și ăla avea datoria ca în momentele astea de extaz total, de euforie, să-l bată tot timpul, să-l tragă de, mânecă. De mânecă, cum se spune la noi, și să-i spune, nu uita că ești muritor. Era mai mare decât Cezar în momentul ăla. Și îi spunea, nu uita că ești muritor, nu uita, adică fii cu picioarele pe pământ. Da, da, da. Eu cred că actuala administrație trebuie să aibă câte un... Păi o persoană de asta să-i tragă noi, spune, bă, nu uitați că sunteți muritori, n-ați ajuns nici zei, nici Dumnezei în oraș. Și dacă tot vă apucați să lansați niște cifre, niște nume, niște, eu știu, ipoteze, acuzații chiar, fi măcar cu documentele la zi. Să nu bați câmpii, că un dată schimbă omul părerea despre tine. Ce, bă, bate câmpii odată, de două ori, de trei ori. Asta este. Da. La o altă emisiune, și vreau să fac punctez foarte scurt aici, că am ajuns la momentul acesta de delir, așa, delir acuzator, când la o emisiune a cuiva care s-a făcut peste noapte și el că se câștigă bine din mass media, da, 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 da. La o emisiune a domnului Mandu, și l-am sunat singur, și n-a luat nicio decizie. Eu o să-l mai las un pic și o să-i fac prima plângere, nu știu unde o să-i face, că e pe aici, dar o să-i fac în instanță, că până la urmă i-am dat și n-a dat un drept la replică, l-am spus și am zis, scrie ca să nu mă apuc eu să scriu. Și a zis, da, imediat, dar lăsați-mi o zi, două. Au fi uitat că are probleme. Deci, s-a discutat despre General Bertrot 31, despre fosta stomatologie. Da, da, da. Și a, domne, dar știi că era monument, domne, cum l-o fi demolat? La care primarul, care este responsabilul a tot ce înseamnă municipiu, cu o larghețe debordantă, spune, nu știu, domne, organele în drept ar trebui să se sizeze, domne, să fie în rem, să cerceteze că a dărâmat o construcție monument. Prima minciună. Da. În al doilea, că și-a dat singur banii din despăgubire, că vezi, doamne, a dat în judecată primăria când era primar și a doua și asta, și că acel teren, pe acel teren trebuia să se facă nu știu ce. Și că, vezi, doamne, e o problemă acolo de meri. Odată că era monument și n-avea voie să demoleze, că al doilea mi l-am demolat singur, când am fost primar și mi-am dat autorizație singur, și a treia, că mi-am luat și despăgubiri. Și hai să luăm cronica, că dacă te apuci și scoți un... Prima. Monument? Nu era monument. A doua, autorizația, pentru că nu era proprietate, era doar concesiune, autorizația a dat-o primăria și ea și-a demolat propriu bun, pentru că nu era proprietatea mea, era primăriei, și autorizația și toată demolarea și tot s-a făcut de către primărie pe vremea lui Lucian Iliescu. Noi nu discutăm pe vremea mea. Iar despăgubirile i-am dat în judecată în 2010, dacă nu mă înșel, și a venit hotărârea definitivă și executorie în 2014. Și a fost obligată primăria, n-am semnat niciun document, că eram în incompatibilitate dacă semnam, și s-a semnat de către administrator și de direcția economică plata către societate unde nu eram acționar. Dar era o societate care făcea din grupul familiei și atunci, pentru acum. Deci, trei minciuni. Cum poți să vii și să spui tu, primar? Hai că Mandu, n-ai nicio pretenție de la el.
jurnalist, bate câmpii, câteodată să, da, așa să pună batem, bine așa cu șeful. Noi, jurnaliști, da, da, da. Câteodată când vrei să te pui bine cu șefii, da. Dar tu primar, trebuie să spui, bă, hă, domnul Mandu, că ăla n-a fost monument, domne, ne-am interesat, nu e monument. Hai, domne, că primăria era, pe vremea lui Cian Ilescu s-a demolat, nu pe vremea lui Barbu. Și stai așa, că eram obligați, și stai așa, că de ce am dat banii înapoi? Pentru că n-am putut să intru să folosesc acel spațiu. Pentru că primăria nu-și demolase construcția, Caciuianu nu-și luase construcția metalică și eu nu puteam să beneficiez de ceva ce plăteam concesiune și nu puteam să folosesc. Drept urmare, am dat în judecată primăria, pentru că instanța a spus să mi se dea banii înapoi și când va fi liber de sarcini, și a fost liber de sarcini de-abia, după ce n-am mai fost primar, să intru în posesia acelui teren. Simplu, fără nicio problemă, putea să dea. Dar e mai ușor când arunci pietre. E mai ușor când te victimizezi și arăți că PSD să trage de la PSD și să trage toată neputința. Da. Durerea și întristarea. Da, exact. Vorbeam de bani. Tot în 2021, în 14 iulie, primăria face credit revolving. Așa, de 27 de milioane de lei pentru susținerea proiectelor cu bani din Uniunea Europeană și pentru cofinanțare, da? Ok. Din iulie 2021, nu văd niciun proiect european care să meargă deocamdată. Nu, dar v-au zis tot timpul voi Cărel că nu putem să le facem, că n-avem bani, că stichii de mărgăritar, că da. Ne-am trezit cu ele. S-a renunțat și supărarea mea e mare. S-a renunțat la un proiect de 5 milioane canalul Cama. Cu bani în cont, cu bani cheltuiți pentru proiectare și cu tot, cu bani rambursați de Uniunea Europeană, trimiși în conturile primăriei și după aia dați înapoi că pe persoană fizică a renunțat la acel proiect. Încă o dată spun, este și cu prejudiciu, e urâtă treaba. Cine știe administrație locală și știe că cineva a luat o decizie fără acordul Consiliului Local, primarul este doar executant în primărie. Primăria este executivul, legislativul și cel care stabilește este Consiliul. Deci dacă un proiect l-ai depus cu aprobarea Consiliului și tu prin proiectul ăla de Consiliu care ți-a dat voie să-l aprobi, nu ai avut dreptul decât să-l depui și să semnezi contractul. Nu să-l și retragi. Eu vreau să văd acum când vor veni după ce s-au retras de un an de zile și vor veni cu hârtie în Consiliu ca să retragem proiectul, ca să-l anulăm, când el e deja anulat și produce efect și banii s-au dat deja la Uniunea Europeană. Banii care ne-a dat să ne acoperim cheltuielile cu proiectarea, cu studii de fezabilitate, cu toate studiile, cu depunerea, cu consultanța, cu tot. Am dat banii aceștia? Da. Ne-au dat Uniunea Europeană bani? Da, 170.000 de euro și i-am dat înapoi. Cum n-am mai beneficiat toate, ansamblu 6, ansamblu 7 și policlinică și centru, blocurile de anvelopat, aproape 30 de blocuri de anvelopat, aproape 70 și ceva de scări de bloc și blocurile mari din centru și tot, și care am avut pentru ele și SF-ul plătit, și consultanța plătită, și PT-ul plătit, așteptam decât să semnăm contractul de finanțare și să le dăm drum. Și din momentul ăsta s-au renunțat și la astea. Câți bani au semnat? Nu știu, dar destul de mult și astea. Vă spun eu, destul de mult. Cel minim 30 era pentru fiecare. Deci dacă, și nu, că s-au scos la licitație alea mari, deci au valori mai mari proiectările. Deci dacă stau să mă gândesc, eu zic că ansamblurile astea trei însumează peste 200 și ceva de mii de euro. Peste. Aș vorbi cu păcat, dar eu zic că e mai mult de 200, pentru că e 30, 30, 60 pe fiecare ansamblu. Alți bani 7, dați dintr-o primărie săracă. Nu? Da, dați degeaba. Adică te duci și retragi proiectele? Că stichii de mărgăritar, că n-am bani ca să le continui. Păi ai luat, cum ai luat proiect, cum ai luat finanțare, revolving ăsta, ca să-ți asiguri finanțarea. Și pentru proiectul cu canalul Sfântul Gheorghe, cu port. Să le luăm așa, trecem în revistă rapid pe toate și rog și pe colegii din regie să le pună pe rând, așa, revolving 3, 4 și 5. Da, ia uitați-vă aici. Hai, dezvoltarea fluviului Dunărea pentru mai bună. Se lucrează, este acel port de embarcațiuni pe Interreg România-Bulgaria. E o problemă mare dacă nu-l terminăm. Noi am avut 3 milioane, Bulgaria au avut 5. Bulgarii și-au terminat toată pasarela pentru portul, pentru acele vase de croazieră. Noi nu l-am terminat. Dacă noi nu-l terminăm, le plătim și banilor. Da.
Reconstruirea și punerea în valoare a siturilor culturale reprezentative din euroregiunea rusă Giurgiu. Un proiect de 800 de mii, deci primul a avut un proiect de 3 milioane de euro, aici e doar finanțarea pentru partea de... Mulți din ei s-au cheltuit deja. Asta e pentru cetate. Cetatea care proiect de 800 de mii de euro, mă uit că a crescut iarba peste lucrările care s-au făcut anul trecut. Da, nu știu ce probleme sunt acolo. Îmi spune cineva că, nu știu dacă e legendă urbană, că a zis domnul primar să se dea cu lavabilă zidurile alea pe acolo, să se vadă mai bine. Da, e bine. Așa, lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice. Ansamblu 3, văd că s-a oprite. S-a lucrat ceva, sunt oprite, sunt deja 3 milioane de lei s-au mai fi plătit din ei constructorilor care au lucrat. Ansamblu 3, 4 și 5. Deci au fost bani pentru ele, nu știu de ce nu se termină în momentul ăsta, pentru că s-a oprite. M-am uitat pe Tineretului, acolo în zona CF-uri sunt începute unele, au început să-și dea jos astea, cum îi spune, schelele, lucrează, nu lucrează, au rămas lucrări neterminate și le creează celor de acolo disconfort. Modernizarea infrastructurii transport public pe coridorul mobilitate urbană. Central. Avem 3. Haideți să luăm. Da. Deci, mobilitatea urbană, au fost 3 proiecte. Da. Deci, ele au făcut parte din structura de axa 4 de finanțare europeană, a fost destinată municipiilor reședință de județ. Inițial avusesem aprobați 23,6 milioane de euro. Țin minte că ni s-a spus pe vremea doamnei, cred că, cine a fost ultimul înaintea lui Dăncilă? Tudose? Da, Tudose. Tudose. La vremea respectivă ni s-a spus pregătiți-vă proiectele pentru suplimentare sume. Adică făceți-le toate, nu ne încadram în ce vrem să facem, să închidem strategia. Și a zis o să fie supracontractare, prima dată a zis 50%, după aia a zis 75%, după aia a zis 100%. Și ne-am apucat și am făcut proiecte ample. Ansamblu central, zona centrală este cu străzi, cu mașini, da. cu tot, cu autobuze. Deci... Și ne-am dus în vreo 43 de milioane noi municipii, de la 23 la 43. A venit doamna Dăncilă și a zis, pe același principiu, nu mai sunt bani, nu știi ce o să facem, o să vedem cum o să facem, nu o să vă finanțăm decât 100 la... Adică cât aveți proiectul de 23? Păi zic, și proiectele alte ce facem? Sunt proiecte mature, care au trecut de toate controlele, așteptam decât banii. Și a zis, nu știu, o să vedem, o să căutăm bani. S-a dus guvernarea Dăncilă și a venit domnul Orban. În decembrie și am participat la acea în 2019, o întâlnire, chiar m-am uitat pe Facebook, am participat și ni s-a spus în față, AMR-ul, eram cu toți municipii primarii de municipii recență și a zis, vom face pe dracu un 4, vom lua de la infrastructură mare, că și așa nu o să terminăm noi banii aia care îi avem pe căi ferate și autostrăzi și o să vă dăm 200%, adică 100% plus. Deci vi le finanțăm pe toate. Cât aveți? 1,4 miliarde de euro. Vă dăm 2,6 și vă închidem toate proiectele. La vremea respectivă, eu îl întreb pe domnul Bolojan, am avut o relație și am o relație în continuare foarte bună. Nu, de asta doar așa m-am dus în vizită să văd. Eu chiar discutam, lumină. Da, să iau lumină. Chiar discutam. Și mi-a zis, primare, bagă-le pe toate, că o să vezi că o să primim bani. Bă, domn primar, dacă le bag pe toate de la 23 la 43, de unde suportă primăria Giurgiu 20 și ceva de milioane de euro? Vă dați seama, hai că mai scad la licitații, la alea, dar n-am cum să ajung acolo. N-am puterea Oradea și a zis, dă-i drumul că o să primim bani. Dă-le câteva sume, adică nu le semnezi și cu alea pierzi, nu le pierzi, nu le cheltui, pe alea așa. Dar nu le lăsa nelicitate. Pentru că dacă le lași nelicitate, nu o să-ți dea bani pe ele. Forțează nota. Și le-am băgat pe toate 3. Și atunci, asta se întâmpla în vara lui 2019 și în decembrie 2020 a venit Orban și la sugestia și a lui Bolojan și a lui Boc și a lui cei care aveau ascendent moral în fața lui și a spus, hai cum le-am finanțăm pe toate. Și așa s-a scris istoria celor 43 de milioane de euro de finanțat pentru cele coridoare. Avem vreo 30 ceva de milioane de euro. Sunt 14 cu 11 cu 8, deci 20, vreo 33 avem pe coridoare de mobilitate, înseamnă autobuze, drumuri și stații, tot ce înseamnă stații, monii, așa. Mai avem 5, aveam canalul Cama, 3 avem ăsta, cum îi spune, Veriga, cu parc pe aproape 10 hectare, nou parc,
Și mai aveam, cred că, că n-aveai voie multe proiecte să depui, mai avem, cred că, vreo 250, aveam 500 de mii, dar ne-a aprobat un proiect, 250 de mii, părculețul de la Istru. Deci astea erau proiectele care trebuiau făcute din acești 43 de milioane de euro. Și acum revenim, am depus, deci au proiecte tehnice toate. Toate coridoarele făcute înainte de a semna contractele de finanțare, pentru că îți permitea să faci PT-ul cu condiția, puteam să dau drumul și la licitații, dar n-am mai avut timpul necesar, că n-am semnat contractul decât pentru unul, pentru central de finanțare. Astea alte două erau la minister, dar nu mai mi le semna cineva de acolo, că eram de la alt partid și trebuia să plec eu să vin ai lor să le semneze. Și atunci, coridorul central l-am scos la licitație în aprilie, în mai, 2020. Nici acum nu s-a semnat contractul de execuție. Suntem în 2022. Doi ani și ceva. Da. Din ce cauză? Pentru că cineva a avut interes să se uite dacă n-are Barbu vreo treabă pe acolo. Și l-a ținut proiectul ăla în evaluare o groază, să urmărească el la butonașe pe acolo. N-au găsit nimic, că Barbu nu s-a băgat la problemele astea. Era personal din primărie specializat care trebuia să o ocupe. Coridorul vestic, unde intră și stația de CNG. La vremea respectivă, cum am primit, am dat drumul și am luat toate autobuzele. De ce am luat toate autobuzele? Ca să nu spună cineva că am pus carul înaintea boilor sau cailor. De ce am cumpărat autobuzele? Pentru că acum nu le mai cumpăra și mai puneau o groază de bani lângă ele să le cumpere. Și poate nu mai aveau nici chipuri și nu știu ce și stăteau. Că s-au cam stopat livrarea de autobuze. De ce le-am luat la vremea respectivă? Pentru că știam că din vara lui 2021 Libertrans își va încheia contractul de concesiune a transportului local. Și din acel moment trebuia să fiu pregătit cu Tracum să funcționeze. Hai, mai întârziam o lună, două. Și știam clar că trebuie să dau drumul în octombrie după alegeri, pentru că am tot stat, normal în vară trebuia, dar a fost perioada de alegeri cu nu știu ce și chiar n-a stat. Nici cei din primărie nu mai erau atât de legați. Trebuia să se desfacă acest proiect. Deci prima dată s-a scos de la fiecare proiect autobuzele, că toate aveau autobuze. Pe central au avut 6 autobuze, pe vestic au avut 5 și pe celălalt, pe estic, 2. Deci toate 13. Și am scos autobuzele din ele și le-am făcut licitație separată. De ce am făcut lucrul acesta? Și o explic încă o dată. Pentru că eram obligatoriu să luăm același tip de autobuz. Dacă făceam 3 licitații, puteau să vină 3 furnizori, câștiga unul un tip de autobuz, altul autobuz și altul. Și aveam 3 tipuri de autobuze cu sistem electronic și de monitorizare diferit. Și atunci era o bătaie de joc în oraș. Circulau toate alea autobuzul ăla. Și alea trebuiau să circule pe traseele alea, pe unde au câștigat licitația. Drept urmare, s-au făcut o licitație. A doua trebuia să rupă din 2, din vestic, să rupă acea componentă de asigurare și de modernizare a tracumului, a depoului asta și de asigurarea stației de încărcare, care era un proiect de vreo 500-700 de mii de euro. Se scotea separat. Se scotea la licitație. În România nu sunt multe firme care sunt autorizate pentru că e un sistem nou la început de drum, cum va fi și cu, cu hidrogenul peste 3-4 ani. Toată lumea bate din picior că o să face cu hidrogen. Dar nimeni nu știe cum se extrage hidrogenul ăla și cum se face. Da? Noi discutăm. Da. Același lucru era și cu CNG-ul. Era o noutate. Și l-au făcut și Sibiu, l-au făcut și Suceava, l-au făcut și Clujul. Ce au făcut ei? Au scos la licitație componenta asta de asigurare a alimentării, a gazului pentru a să funcționeze autobuze. Dacă se scotea în luna octombrie, cum eram pregătit să fac, să zic că până în decembrie să termina licitația, pentru că n-aveai atât de mult, sunt puțini în țară care vin. Și dădeam drumul, cel târziu, până în septembrie, cel târziu, în 9 luni, pentru că vreo 6 luni trebuie să aștepți utilajele să-ți vină. Și cu montaj și cu cel târziu 9 luni. Deci septembrie în septembrie 2021 circulau autobuzele. Cu tot ce trebuie. Cu stație modernizată, cu tot. Și asfaltările urmau după. Acum, de-abia s-a scos anul trecut în vară, deci după 8 luni s-a ridicat pe SEAP coridorul vestic la pachet, au venit constructorii care se vor bate pe fiecare metru de asfalt și o să fie, au fost 10-11 firme, am înțeles că au mai rămas 7-8,
Deci este o muncă de enormă. Ăștia vor contesta, pentru că ați văzut la central. După 2 ani nu s-a terminat licitația, vor contesta. Pe ăla, unul de dragul de a contesta ca să conteste, să nu ia ăla, să lungească. Și ne vom trezi că păi nu, că o să ne trezim în 2023, la decembrie, când se termină programul. Ai M plus 3, E nu este 7 ani plus 3, ai 10 ani, din 2014 până în 2023 decembrie. Atât ai voie. Dacă nu ai făcut, toată lumea așteaptă ca mortul colacu să zică Uniunea Europeană, suntem vreo 4 sau 6 țări care am cerut la Uniunea Europeană să prelungească. Astea care suntem în jurul conflictului din Ucraina. Se poate sau nu se poate? Lumea spune, da, o să aprobe. În ce condiții? Credeți că Uniunea Europeană are interes să ne lase pe noi la infinit să ne batem joc de bani? Nu, zice, ați rămas cu banii, dați-i încoace, că-i dăm noi la alții. Da, asta e politica. De ce nu autobuzele ați fost condamnat? Pentru că ați luat niște autobuze care nu și-avea rostul. De ce nu electrice? Pentru că... Tot domnul primar a spus în conferință. Da. Pentru că toate autobuzele... Noi avem un sistem în Giurgiu cu străzi mai înguste. Deci ne trebuiau autobuze de 10,4 metri. 10,5. Nu intră autobuze de 12 metri. Noi am avut înainte de campanie, firma care a câștigat licitația ne-a trimis un autobuz de 12 metri să vadă cum se încadrează. Și avem câteva intersecții și câteva zone în care acesta se înscrie greu. Dacă a lăsat unul o mașină parcată mai prost, nu se mai înscrie. Și aici mă refer la intersecția cu Independenței și cu strada spre piață, chiar aici la Alpizeto, unde este foarte greu să iei curba dacă ai și o mașină pe colț. Ai stradă mică cu stradă largă. Da. Mai ai în capătul Tineretului, la fel, trebuie să iei foarte larg ca să poți. Și mai sunt câteva. Mm-hmm. Și atunci ne-a trebuit autobuze de 10,5. Autobuze electrice. Știți ce înseamnă? Că la lungimea aceasta ele sunt bune cu cât sunt mai lungi. Pentru că aceeași greutate a bateriilor se reflectă asupra unei suprafețe mai mari sau mai mici. Când ai autobuze de 18 metri sau articulat sau de 12 metri, ai același număr de baterii. Și te trezești în situația în care, în loc să avem 70, că așa a fost făcut caietul de sarcini, 75 de persoane în maxim și minim 68 până la 75 în autobuz, aveam 48 până la 52 sau 38 până la 52, ceva de genul ăsta. Restul era greutatea bateriilor. Da. Și mai e o treabă. Domnul Diaconescu, cu toții avem telefoane. Telefonul meu, bateria telefonului meu după un an începe să dea rateuri. Da. A dumneavoastră după, poate după 3 ani, după nu știu cât. În garanta cineva, știți cât este valoarea bateriilor în cuantumul valorii? Mai mult de jumate. Deci acumulatorii la un autobuz erau peste 200 și ceva de mii de euro. Dacă un șofer făcea un scurt sau se întâmpla ceva și ieșeau din garanție, spunea, domne, ai avut o fluctuație pe asta, și se duceau un set de baterii, autobuzul ăla dădeai pe dreapta, că trebuia să bași 200 de mii de euro să iei un set de baterii. Peste 5 ani de zile le arunci, pentru că trebuie să schimbi bateriile. După 5 ani de zile, gândiți-vă, 13 ori 200 înseamnă 2 milioane jumate, aproape 3 milioane la nivelul următor de euro, ca să le pui din nou în mișcare. Le arunci. Nu le mai folosești. Le folosești 5 ani. Adică ajungi ca telefonul, s-a stricat bateria, le arunci. Ce înseamnă CNG-ul? Era singurul care putea să ne dea acceptul ca și ecologic. Pentru că n-are decât poluare de 15%. CNG a luat și Iașu, CNG a luat și Suceava, CNG a luat și Râmnicu Vâlcea, CNG a luat și Clujul. Ce primari sunt acolo? Liberali. Toți. Da. Și atunci despre ce vorbim? Bun, ne plângem că n-avem bani. Și dăm parcările la un operator privat. Urmează. Da, Giurgiuven vi se pregătește ceva. Perioada de 10 ani, chiar uite că se împlinesc 10 ani de când parcările municipiului sunt gratis. Da, avem și... Să spune că orice minune ține 3 zile. A ținut 10 ani. După 10 ani, pe principiu trebuie să luăm bani și dăm piatră seacă.
Luăm de la 352 de parcări găsite, locuri de parcare până în oraș. De eu îmi spun un lucru. De ce doar în zona centrală a găsit locuri? Nu știu. Că mai sunt locuri de parcare. Avem străzile aici, ia să le citim. Mai sunt locuri de parcare, da, prin mai multe. La Banc Post, pe Vasile Alexandri, Nicolae Drog Barcean, la Colegiul Maiorescu acolo. Da, mie îmi place, mie, aici, nu centrală, știu dacă a scos dumneavoastră toată treaba asta. Am scos tot ce era. Da. Da. Ia uitați ce îmi spune. Te înjosești, da, 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 te înjosești ca și administrație când, în loc să-ți asumi răspunderea, să zici, da, bă, le luăm noi. Le luăm noi, asta este. Strângem banii direct, nu-i dăm un operator. Ca să îmi dea 70% din profit. Dumnezeu, poate n-au experiență pe firme comerciale. Poți să, când iei procentual din profitul pe care îl scoate societatea, societatea poate să scoată profit un leu. Un leu. Da, 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 nu-l obligi. Putea să spună, da, 70% profit, dar nu mai puțin de. Exact. Și cu asta am încheiat pe loc de parcare. Și știi că ai un venit minim garantat. Dar tu pui 70% din profitul din profit care îl obține persoana. Și domnule, l-am țecătuit, l-am luat 70%, l-am rupt. Și nu-ți declară un leu profit. Cum fac firmele de publicitate? Ei trebuie să plătească 30% din profitul lor sau din cod. El ce face? Închiriază pe 3 lei, din tariful care le-a, închiriază pe 3 lei și face contract de mentenanță separat cu el, că are grijă de să nu-i se rupă, de vând nu știu ce, de 200 de lei. Da. Pentru 3 lei plătește 30%, adică plătește un leu primăriei, iar restul și ia-l în buzunar. Același lucru va fi și cu parcarea. Și atunci văd o chestie care m-a blocat pe mine și o văd că ți-ați luat-o și mea. Toate motivele de mai sus, dar mai ales, deci asta e concluzia, ca să noi primăria și o dăm altuia, unuia. O să așteptăm și noi să vedem cui o dă. Deci toate motivele de mai sus, dar mai ales lipsa experienței și a capacităților necesare autorității locale de a gestiona în momentul de față un serviciu public de o asemenea amploare, wow, 352 de locuri de parcare, conduc la concluzia că delegarea administrării acestuia reprezintă soluția optimă, cel puțin în viitorul apropiat. Păi care viitor? Că îl dai pe 5 ani. Da. Da, am... V-am mai spus. Așa e când e să aleagă praful. Ba, o să mai pună și taxă. Că am văzut, a mărit taxa cu 21%. Lumea nu-și dă seama acum. Dar la anul când se va duce la impozite și taxe și o să vadă că plătește cu 21% mai mult aproape, da? Da? O să ajungă și o să zică, aoleu, să... atunci. Acum lumea stă liniștită, că nu știe ce o așteaptă. Dar așa că s-ar putea să vină și să mărească și taxa de gunoi. Pentru că e în licitație la Consiliul Județean să pleacă de la 20 de lei pe persoană. Și depinde unde s-o ajunge și cât s-o ajunge. Și când o să ajungă omul să plătească și că nu colectează selectiv, și că aruncă gunoi, și că ține parcare, și că plătește impozit pe asta, și până revenim la vremea lui Luci, când am venit să lua taxă pentru camioanele care mergeau pe centura orașului. Pe centura orașului. Apropo de camioane și de tiruri. Da, viitorul la care face referire e sumbru. Apropo de tirurile prin oraș din toamna asta. Ce ziceți? Adică, mă rog, iarăși revin la copiii, spun lucruri trăznite, dar aici sunt decidenții noștri politici la nivel național care habar n-au, nu sunt ancorați deloc în problemele orașului. Sunt, acum văd că sunt pe la Washington, sunt pe la Bruxelles, sunt pe tot plimbați, pe București, pe orașele lor de baștină, că aici sunt doar pasageri unii dintre ei, dar au scrip bune, au reprezentanții lor care țin legătura cu mass media. Și poate Mesia. Da, ar putea să fie Mesia, da. Da, da, Mesia unora. Și care, fără să știe ce înseamnă activitatea sau ceva, o ia ca și pe o realizare fantastică pentru... Am auzit-o pe doamna Horga. Că cea mai mare realizare, că vom avea trecere cu feribotul. Doamnă, eu vreau să fiți aici în Giurgiu, când o să se umple de tiruri Strada Unirii, din Vama Nouă și până la Parcul Mihai Viteazu, când Parcul Mihai Viteazu cu toată strada aceea care regim rutier, nu poți să-l schimbi, că a fost zonă de tranzitare și așa a rămas. Asta, și când ori sta tirurile toate pe acolo, când ori intra, păi va intra, că trebuie să intre de acum partea bulgară. I-a rugat Grindeanu să intre din toamnă. Deci în două luni de zile, calvarul
care s-a numit înainte intrarea tirurilor pe oraș, dar abia scăpase și noi de 6 luni, de 8 luni de ea. Țin minte că într-o perioadă intrau pe șoseaua București, erau până pe la spital. Era coada de tiruri. Și când ne vom trezi cu o coadă de tiruri, fără toalete, fără apă, fără condiții și vor sta de la parcul Tineretului, parcul fără nume, de la Steaua Dunării și până în port, până la Mocănașu și se vor întoarce altele pe acolo care vor intra tot pe aici și vor claxona și vor face mizerie, să-i văd eu atunci pe cei care au ieșit și au anunțat așa cu mândrie proletară, vai ce am făcut noi pentru Giurgiu. Cea mai mare crimă pentru orașul ăsta e să bagi din nou tirurile până oraș. Și dacă cineva nu s-a bătut și a lăsat-o așa să meargă, așa va rămâne. An de zile, pentru că bulgarii vor face podul într-un an, doi, cum l-am făcut și noi, o să-l repare. După aia o să intrăm că se face. Operatorul cu ferivotul îi convine. Îi convine. Tirurile, există o alternativă și dacă s-a deschis, greu îl mai închizi. Și atunci când vor fi tir, cozi mari de tiruri, ce bagă-l mă și pe Mocănașul, că bagă-l și pe acolo, să scăpăm de ele. Da, da, da. Și să nu-mi spună mie cineva că cei de la poliție vor gândi în interesul cetățenilor și or să spună: a, păi nu facem coada până oraș, că n-avem, băi, domn primar, n-avem unde să le lăsăm, nu unde să le ducem în câmp, că le-i mai ușor l-o să le bage până oraș. Cum le-au băgat și înainte. Remușul n-aveau tiruri prin oraș, bă, de ce nu le băgați în Remuș? A, păi nu se poate în Remuș, că sunt case. Păi și ăla, noi nu sunt case? Uite, case, case, am făcut drum european, asfaltat nou, stric asfaltul dacă bat. Nu știm, asta este. Doamna prefer le ținea partea la vremea respectivă și ne-am trezit că erau tirurile în oraș, n-aveam ce să le facem. De bine de rău am scăpat și încă îi se datorează lui Răzvan Cuc, chiar dacă au tăiat spangliș peste pangliș. Răzvan Cuc a fost cel care a luat decizia să-i facem variantă ocolătoare și una și a doua. Și amândouă. Da, se face șoseaua de centură acum. Și a doua. Păi era proiectul de mult. Atunci n-am găsit înțelegere. Puteam să o facem în primăria municipiului cu... Când s-a lansat acea ordonanță că se poate trece și la administrația locale să gestioneze, m-am dus și am vorbit, n-am avut cu cine să vorbesc nici la Oina, nici la Frătești și a rămas așa. N-am avut cum să o gestionăm. Acum văd că o gestionează Consiliul Județean, mă bucur, are alte capacitate de a-i urmări, de a-i verifica. CNAIR-ul are multe lucrări în țară și asta e. Deci asta vă spun. Ne așteptăm la cei mai urât. Când vom vedea tirurile claxonând, că nu pleacă, că nu vine, că este jos și în stilul pur românesc, ieși din țară, faci curățenie, intri în țară, faci curățenie, mașină și le arunci, că parcă pe afară n-aveai voie că te vedeau, aici să nu ies afară că n-am unde. Și toată lumea o să arunci. Sumbru viitor previzionați. Da. Și am depășit deja termenul cu mult, cu 6 minute, nu cu mult, și voiam să vă întreb, candidați sau sprijiniți un candidat? Da, și m-am întrebat și acum o lună. Mă întrebați tot timpul, și... mai mă întreabă mulți, mă întreabă și oameni din oraș. Și... sau sprijiniți un candidat? Nu mai revin în administrația locală. Am fost, am vrut să fac. Dacă oamenii au dorit o schimbare, nicio problemă. Le respect dorința, le-am respectat-o de atunci. Nu voi mai intra într-o altă competiție, pentru că chiar nu mai îmi doresc. Îmi doresc liniștea mea, a familiei mele, să mă bucur de fiecare clipă plăcută și să-i las pe alții să mai să și muncească pentru oraș. Am muncit destul și poate că pe unii i-am mulțumit, pe unii nu i-am mulțumit. Nu o să pot să-i mulțumesc pe nimeni. Drept urmare, voi susține un candidat cu șanse reale și care să fie angrenat în această activitate privată, să fi dat și el în viața lui un salariu la cineva, să știe cu ce să mănâncă și administrație, și investiții, și tot. Și să fie cu curaj în tot ceea ce face. Că dacă te uiți tu de una și te uiți în jur și ce n-am bani, nu o să ai niciodată bani. Contează ce vrei să faci în viață, și în viața ta personală, și a administrației locale. Și dacă vrei să faci ceva, vei găsi soluții. Dacă vrei sau te-ai trezit într-o funcție și totdeauna te vaiți, nu o să faci niciodată. Totdeauna îți va veni mai ușor o motivare că nu pot să o fac, decât o motivare că trebuie să o fac. Că trebuie să găsesc sursa de acolo. Să te duci prin școală și să-i vezi pe copii, să vezi bucuria copiilor când se reîntâlnesc din vacanță, să înceapă școala. Într-o școală cu condiții excelente. Să-i vezi, da, și toate școlile sunt ok. Să-i vezi că își doresc și tu să zici și nu, că nu dăm. Începem online. Da, începem online. Sau
Am auzit o chestie și am crezut că e așa, doar de, poate îi dă zvon de oraș. Dar după aia am văzut-o că a zis-o la televizor. Când vii și spui că a fost Ikea de mărigaritar și au fost bani aruncați degeaba să iei jaluzele la copii, la școli. Da, 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 am văzut. Păi înseamnă că n-ai intrat vara într-o sală de clasă unde ai geamuri de jos până sus. Și să vezi un efect de seră fantastic și copilul ăla care stă e toropit de tot. Și el trebuie să gândească să fie la ore să mai fi pregătit. Le ia somnul pe la mic, pe la altul le-a luat moleșeală. Deci să vii să spui că a pune jaluzele într-o unitate de învățământ, e tichie de mărgăitoare și e ceva care nu trebuia, înseamnă că ești departe de tot ceea ce înseamnă. Depășit de situație. Da? Sau da. Nu-ți dorești. Da. Domnule Barbu, vă mai invit la emisiuni. Că dacă mai spun, dacă copiii mai spun lucruri trăznite, da, eu mai vin. Mi le adun și mi le dau. Abia în momentul ăsta, că suntem pe încheiere, a scăzut la 40. Da, așa am fost undeva la 50-50 și pe, în fiecare moment. Pe, deci îmi faceți vizualizări, asta e bine. Să vedem conturile false, fac și eu ca domnul... Culmea e că n-a comentat nimeni, n-avem niciun comentariu, înseamnă că nu au vrut să comenteze niciun cont fals. Sau ați dat bloc acolo și așa. N-am dat bloc, nu dădeam bloc când erați primar și vă înjurau pe... Asta, dar... Încă o dată vă mulțumesc că ați participat... La emisiune, doamnelor și domnilor, a fost omul de afaceri, Nicolae Barbu, fost primar al municipiului Giurgiu. Noi ne vom reîntâlni în această săptămână, undeva după a doua jumătate a săptămânii, cu siguranță. La revedere!